Trei proteste simultane au avut loc astăzi în România. În timp ce angajații din spitale și școli au cerut majorări salariale, polițiștii au manifestat împotriva legii pensiilor militare. Și dacă unii încă așteaptă soluții de la autorități, profesorii s-au ales cu un memorandum ce le oferă garanții pentru creșterile salariale din toamnă. Tot astăzi, ministra Educației de la București a anunțat amânarea probelor de bacalaureat și prelungirea înscrierilor la examenele naționale. Dar salarii nu ne dați! Voi la muncă ne forțați, dar salarii nu ne dați! Peste 2500 de angajați din sănătate s-au adunat în fața guvernului de la București pentru a cere majorări salariale pentru asistente, brancardieri și îngrijitori, categorii de personal care nu au beneficiat de măriri în 2022, odată cu medicii. O altă reivindicare este legată de sporurile pentru toți angajații din sănătate. Mai exact, manifestanții au solicitat ca acestea să fie raportate la salariile actuale și nu la cele de dinainte de 2018, când nu erau majorate. Ulterior, protestatarii au pichetat sediul Ministerului Sănătății și cel al Parlamentului. Presa de peste Prut scrie că salariații din peste 400 de unități sanitare din România se află în grebă japoneză, iar dacă reivindicările lor nu vor fi soluționate, din 15 iunie vor declanșa grevă generală. În același timp, aproximativ 1000 de sindicaliști din poliție și penitenciare au protestat în fața reprezentanții Comisiei Europene, nemulțumiți că instituția se implică în politica internă a României în ceea ce privește modificarea legii pensiilor militare. Sindicaliștii afirmă că legislativul de la București este șantajat să adopte legea pensiilor militare în forma dorită de Bruxelles, astfel ca țara să nu mai primească 1,4 miliarde de euro. Tot astăzi, profesorii din Cluj și Arad, care se află de 3 săptămâni în grevă generală, au ieșit la proteste stradale. Pentru a-i face pe dascăl să renunțe la grevă, guvernul de la București a adoptat astăzi un memorandum privind creșterile salariale ale personalului din învățământ. Anunțul a fost făcut de ministra Educației. Această declarație se publică în Monitorul Oficial, îndeplinind astfel solicitarea cadrelor didactice de a avea garanția unui act normativ publicat în Monitorul Oficial, care să răspundă revendicărilor. Am semnat ordinul de ministru prin care, pentru clasele a 8-a, a 12-a și a 13-a pentru seral și frecvență redusă, perioada de încheiere a situației școlare se prelungește până pe 13 iunie. Ministra a mai semnat un ordin ce prevede scăderea numărului minim de note necesare pentru încheierea situației școlare, dar și amânarea probelor de bacalaureat pentru perioada 14-23 iunie.